Domnule președinte al Ucrainei, Volodymyr Zelensky, domnule președinte al Senatului, domnule președinte al Camerei Deputaților, doamnelor și domnilor senatori, domnilor miniștri, salut inițiativa Parlamentului României de a-l invita pe președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, pentru a susține un discurs și a prezenta imaginile atrocității care au avut loc la Bucea și de asemenea pentru a realiza prin ce perioadă extrem de grea trece Ucraina și Europa. Simbol al rezistenței în fața unei agresiuni barbare și nedrepte, sunteți astăzi, domnule președinte Zelensky, liderul unei națiuni care luptă pentru identitate și libertate în acest război ilegal și neprovocat. Mulți și-au pierdut viața. Alții au fost obligați să ia calea refugiului ca urmare a bombardamentelor brutale și a atrocităților trupelor rusești, fără discernământ asupra civililor, școlilor, spitalelor, teatrelor. Atrocitățile de la Bucea, de care am aflat chiar ieri și pe care dumneavoastră le-ați prezentat înaintea discursului, când trupele ucrainene au intrat în zonele ocupate din jurul Kievului, ne-au cutremurat pe toți. Toate aceste acțiuni inumane asupra populației civile trebuie sancționate de instanțele penale internaționale, iar noi vom face tot ceea ce depinde de noi pentru a sprijini aducerea celor responsabili în fața justiției. Folosesc acest prilej pentru a manifesta admirația pentru tenacitatea, determinarea și curajul poporului ucrainean în a-și apăra țara, valorile democratice și modul lor de viață. Noi românii suntem solidari cu poporul ucrainean, ne-am deschis porțile și sufletele pentru vecinii ucraineni veniți la noi în țară și în același timp i-am sprijinit și pe ceilalți cetățeni străini plecați din Ucraina spre casele lor. Solidaritatea noastră față de cei peste 650.000 de vecini și prieteni veniți în România s-a manifestat nu doar la nivelul instituțiilor statului, ci și la nivelul organizațiilor neguvernamentale, dar cel mai important la nivelul românilor, al cetățenilor simpli care au simțit drama vecinilor ucraineni și și-au dorit din tot sufletul să îi ajute. Le mulțumesc tuturor pentru acest efort, dovadă de omenie, solidaritate și deschidere. Este important să înțelegem că în societățile cu valori europene și democratice, asumate, găsești mereu prieteni de nădejde. Domnule președinte Zelensky, vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru ca cetățenii ucraineni care au ajuns în România să poată avea o viață normală și un trai decent. Cetățenii ucraineni ajunși în România beneficiază de servicii de sănătate în aceleași condiții ca și cetățenii români și își pot găsi un loc de muncă. Am modificat legislația în acest sens, iar peste 1100 deja lucrează în firmele românești. Cei peste 30.000 de copii veniți din Ucraina pot merge la școală în cele peste 50 de școli și licee cu predare în limba ucraineană, precum și folosind celelalte facilități puse la dispoziție de către Ministerul Educației din România. Vom continua să-i ajutăm atât pe ucrainienii rămași să își apere țara, cât și pe cei strămutați intern, cu ajutor umanitar, combustibil și resurse necesare pentru a supraviețui. Am înființat hub-ul umanitar european de la Suceava, prin care transferăm ajutoarele venite de pretutindeni.
Suntem gata să ducem până la capăt acest efort de durată cu sprijinul Uniunii Europene, al Organizației Națiunilor Unite și Înaltului Comisariat pentru Refugiați, precum și a altor state partenere. Domnule președinte Zelenski, vreau să vă asigur că familiile ucrainienilor ajunse în România sunt în siguranță și avem grijă de toți ucrainienii sosiți pe teritoriul României și vă mulțumesc pentru că ați făcut referire în cuvântul dumneavoastră la cetățenii de etnie română care trăiesc în Ucraina și sunt convins că așa cum noi avem grijă de cetățenii dumneavoastră, la fel veți avea și dumneavoastră grijă de cetățenii de etnie română. Vă mulțumesc! Trăiască România!